Hai să aflăm astăzi și cum stăm cu zodiile, cu astrele, pentru că, bineînțeles, cine a trecut pe la noi, Diana? Mihai Voropchieri. Este... Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun. Moș Crăciun întârziat. Ați făcut-o vreodată pe moșul? Pe moșul? De la 14 până la 63. Deci, da? Primul rol care l-am avut într-o piesă la școală Așa? A fost... Moș, nu era Moș Crăciun, Gerilă. Doamnele, Gerilă. Moș, Gerilă și Vântul. Și Vântul? Da, păi Vântul trecuse și cam luase după în asta și rămăsese numai cu Moșul. Și mi-au dat tot ce trebuia și o pereche de ochelari care nu aveau lentile, înțelegi? Nu face și la un moment dat căldura din sală era foarte cald și a început să se transpir, dar eu nefiind atunci purtător de ochelari, în loc să dau și ochelarii să fac așa, am băgat degetul pe aia. Îți dai seama, aveam barba aia. A fost delir, toată puștimea aia din primele rânduri erau... Moșul ăsta n-are sticle la ochelari. Hai ziceți-ne cu unele că... Suntem în săptămâna 50. Deci 5. Bună. 5, ce înseamnă 5? Mult factor de neprevăzut, multe întâmplări și plăcute, multă atenție pentru toată lumea, pentru toate zodiile, pentru că întotdeauna când apare 5, apare acel lucru pe care niciodată nu-l poți calcula. Vine din Temirce, da? Te uiți după o frumusețe pe acolo și e un canal deschis, pentru că ăștia ascund cadourile, acum să vedem cine le... Și te mai duce acolo cu un picior, dar nu asta e problema. Atenție. Problema e atenție la neatenție, știi? Hai să vedem câtă atenție trebuie să ofere berbecul. Ia. Berbecul are pentru săptămâna asta un mesaj dublu. În primul rând să relaxeze și să nu-și facă niciun fel de griji, de probleme vis-a-vis de colegi, de prieteni, de rude apropiate, vis-a-vis de starea de sănătate, deci numai pe latura asta, pentru că el e mai repezit, nu prea a avut timp să treacă nici pe la părinți de multe ori și ar fi cazul să-i facă o vizită. Deci, relaxați-vă, totul este ok. În schimb, Taurul tot începe să primească pe toată luna decembrie vești bune, cadouri, surpriză sau o sumă de bani importantă. Deci, se pare că Taurul Azi e zi de salariu, așa că primești. Corect, e 10. Ați văzut? E 10. Ei, să vedem ce facem cu gemenii. Gemenii sunt cam răsuciți ei un pic ca acțiune, pornesc cu ceva întârzieri când runa e răsturnată, dar ce am scos aici, ai și vungio pentru ei. Deci ei au câștigat săptămâna asta pe toate planurile. Câștiguri din toate punctele de vedere și e bucuros. Ne bucurăm și noi alături de ei. Hai să vedem ce face. Uite, și răcușorii au pornit cu un pas bun. Cineva se bucură. Produce în viața voastră, dați lovitura acum, în săptămâna asta, un salt rapid, calitativ în existența voastră. Deci, auzi, ai grijă dacă vine moșul, să vină unul din ăsta între 18 și 27. Să nu vină între 18 și 87. Are 30, e ok? E ok, nu, dar bățul lua la de 87 să... E din ăla de silicon să mai parcă ăștia. Și nu poți să știi ce primești. Așa. Restul harapal. Dar noi pe tine. Ia să vedem ce facem cu leușorii. Leușorii care încă n-au venit barza pe la ei, au o săptămână de preocupări intense, fertilitate și belșug. Peste puțin timp, visele voastre se împlinesc. La lei care sunt căsătorii, sunt mai avansați în vârstă, asta înseamnă un fel de împlinire sufletească, pentru că fertilitatea aia la dumneavoastră e cu ce mai pune doamna în farfurie. Acolo devine fertil. Deci treceți-i pe morcov și țelină, doamnelor. Ziceți-mi și mie că e o săptămână grea, sâmbătă e ziua Dianei și am niște emoții toată săptămâna. Dar puțin, noi aniversăm luni, voi o vă găsiți voi la întâi. Da. Dar eu vin luni. Corect. Ce fac eu săptămâna asta? Lasă moșul pentru Diana. Hai să vedem ce facem cu Fecioara. Fecioara e pe picior să înceapă o viață nouă. Ce drăguț! S-a revigorat, a primit tonus. Ai de capul meu, ce mai fac eu cu tine? Asta e. Tu n-ai treabă cu picioarele, tu cu pisicul ești. Acolo, ai grijă cu pisicul, că te-a obosit. A început să vorbească al meu de ieri. Hai să vedem balanța. Balanța, săptămâna asta,
o suită de schimbări majore cât se poate de apropiat. Deci, săptămâna asta cu neprevăzut, vedeți voi ce lucruri frumoase. Să vedem acum scorpiile. Scorpiile. Și pentru scorpii, dar scorpionii, numai cu condiția să aibă răbdare. Deci o săptămână în care trebuie să ai un pic de răbdare ca să poți să primești toate acele surprize plăcute pe care le oferă destinul, norocul, divinitatea. Hai să vedem. Hai să vedem. Opa. Îi spunem? Da, da. Eu n-aș vrea să-i spun, o las să citească. Citesc chiar eu. Este simbolul dragostei, deci ceva wow, nou, fierbinte, o dragoste nouă. Ce scrie ultimul cuvânt? Pasională! Deci aveți grijă. Bravo, Diana! A pus-o cu treabă. S-a făcut anul sau nu s-a făcut anul? Săgetătorilor, vedeți pe unde puneți obiecte fierbinți, dacă aveți săgetători. Că s-ar putea să așeze pe ele și să intre în acțiune, să pornească săgeata. Acțiune pasională o să fiu, da. Îți dai seama. M-am bucurat. Mă bucur și eu. Ia să vedem truditorul. Truditorul Capricornul, o săptămână de mistere pentru ei. Se devălează niște adevăruri pe care le-au ei acolo, nu le-au pregătit, iar acum sunt obligați în săptămâna asta să le scoată la ei. Dar pot afla și un adevăr important cu marcaj fantastic asupra lor. Le pot schimba și viața, dar cei care au făcut rele dintre Capricorni mai pot avea și marcaje săptămâna asta. Deci, ceva urecheală. Hai să vedem vecinul vărsător. Aproape orice atitudine că cineva care se gândește la un vărsător sau la o vărsătoare va face un pustiu de bine și trimite un cadou minunat. Că vin sărbătorile. Au venit deja, e luna cadoului. Da, ce bine. Stăm pe cadeauri. Iar peștișorul, peștișorii își pun coada pe spinare și pleacă în delegație. Parcă și săptămâna trecută toți au pus coada pe spinare. Păi nu, săptămâna trecută au fost alții care s-au plimbat aleii. Au fost săptămâna trecută. Acum săptămâna asta sunt peștișorii. Adică schimbă apa în acvariu, se duc, pleacă de la baltă la ocean, de la ocean, eu știu. Și Doamne ferește să n-ajungă și pe post de saramură, că cam umble ei brambura. Că tot se mănâncă pește de rebelion. O săptămână fantastic de benefică. Runele sunt darnice, harnice, cu toate zodiile. Și n-aveți de ce să vă uitați, să vă plângeți. Dar acum depinde de fiecare cum știe să acționeze și cât crede în așa ceva. E bine săptămâna asta. Mulțumim frumos, ne vedem luni. Ne vedem luni cum crede. E bine săptămâna, dar cu grijă, ai văzut.